Știam azi informația de ultimă oră, o reacție, o primă reacție a Kremlinului în modul caracteristic la vizita celor patru lideri europeni la Kiev. Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin speră că discuțiile nu vor fi despre arme, ci despre încheierea războiului, evident în condițiile dorite de Moscova. Detalii de la colegul meu Alin Borcea. Alin. Am găsit Dmitri Peskov într-o conferință de presă susținută astăzi cu presa de la Moscova. A vorbit despre vizita celor patru lideri europeni la Kiev și a spus că și-ar dori ca aceștia să discute cu Volodymyr Zelensky nu numai despre arme, ci să-l convingă pe președintele ucrainean să, și citez acum, să privească într-un mod realistic situația din teren. Ce înseamnă asta? Cel mai probabil ca să-l convingă pe Volodymyr Zelensky să renunțe, să nu mai lupte și să accepte toate cererile venite de la Moscova. Cel mai probabil acest lucru nu o să întâmple, pentru că cei patru lideri au venit la Kiev să vorbească cu cum să sprijine Ucraina mai departe și cum să o ajute să învingă. Și ca să o ajute să învingă, trebuie să dea și mai multe arme Ucrainei. Peskov a menționat și despre arme. A spus că și-ar dori ca discuțiile dintre Zelensky, Scholz, Draghi, Macron și Iohannis să nu fie despre arme, pentru că dacă Vestul continuă să dea arme Ucrainei, asta doar va prelungi suferința oamenilor și va crește amploarea pagubelor provocate deja Ucrainei. Deci, cumva, Peskov și-ar dori ca cei patru lideri să-l convingă pe Volodymyr Zelensky să cedeze și să accepte calea propusă de Moscova. Aceste detalii, iată deci și prima reacție a Kremlinului după vizita celor patru lideri europeni la Kiev, de fapt chiar în plină desfășurare acestei vizite, pentru că vedem chiar în acest moment și imagini din locul unde are această întâlnire, unde se petrece această întâlnire. Îl vedem acolo pe președintele Klaus Iohannis, pe Emmanuel Macron, pe Mario Draghi, dar și pe Olaf Scholz. La o masă rotundă e interesant de remarcat acest lucru, iar în mijloc undeva îl vedem și pe Volodymyr Zelensky. Este sala în care are loc această reuniune. Imagini, deci, de la această masă a convorbirilor. De la ora 15 e anunțată și o declarație de presă comună a celor patru lideri ai Uniunii Europene. Vom vedea dacă va participa la această declarație și Volodymyr Zelensky, evident, în direct la Digi24.